Consiliul Județean Gorj pregătește drumurile județene pentru perioada de iarnă. Pentru ca participanții la trafic să nu întâmpine probleme generate de condițiile meteo nefavorabile, autoritățile vor lua o serie de măsuri în perioada imediat următoare. Am convocat o întâlnire cu constructorii care au lucrări de investiții, cât și constructorul care are contractul de reparații și întreținere la nivelul județului Gorj. Vom avea aceste discuții pentru că ne pregătim pentru sezonul rece, trebuie să avem drumurile semnalizate corespunzător, să ne pregătim să avem stocurile pentru sezonul rece și toate discuțiile vor fi legate de această problemă, pentru că ne dorim ca în sezonul rece să fim pregătiți pentru orice fel de problemă care apare. Consiliul Județean Gorj are în administrare peste 800 de kilometri de drumuri județene. Două dintre acestea, care traversează zone montane, vor fi închise în perioada următoare, așa cum s-a întâmplat și în ultimele ierni.